Bună ziua, bine v-am regăsit la cocktail. Deși se numește cocktail, avem un singur ingredient repartizat așa pe mai multe rubrici. Despre fotbal vorbim. Trecem în revistă ce s-a întâmplat în weekend la thrillerul, putem să spunem thriller, dintre Rapid și Gloria Buzău. Vorbim și despre ce se întâmplă în Liga a doua, vorbim și despre derbiurile, pentru că au fost două, după părerea mea, care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, inclusiv ieri seară. Vorbim un pic și de Naționala României, care în curând va juca cu Norvegia și, evident, acoperim și evenimentul care a ținut atenția tuturor microbiștilor astă seară. Gala FIFA The Best, Messi încă o dată l-a devansat pe Ronaldo. Toate acestea cu un domn care chiar se pricepe la fotbal, pentru că a jucat, sunteți sătui de balivernele noastre, așa că l-am invitat pe domn profesor Gheorghe Dobre. Bine ați revenit la noi în studio. În primul rând, încep așa abrupt. Cu cine ați ținut duminică? Având în vedere că, poate nu știe lumea, ați jucat la ambele formații, și la cea al vișinie și la cea roșie-albastră. Ce să spun, inima mea a fost împărțită în două. Oricare echipă câștiga era bine, oricare echipă pierdea, nu era bine. Așa că nu pot să spun că am fost un fan al Rapidului sau al Gloriei. Am fost undeva pe la mijloc, așa. Știu de asemenea că sunteți destul de interesat la ce se întâmplă în divizia, în Liga a doua, și destul de conectat, având în vedere că pe toți ne atrage Liga a doua, mai ales că e garnisită cu tot felul de nume istorice ale fotbalului. Nu știu, o luăm din nord-vestul țării, ne referim la UTA, la Timișoara, coborâm puțin, avem și Gloria, avem și Petrolul, și Ucluj, nici nu știm la ce meci o să ne uităm, și Farul. Avem nume. Asta e. Avem echipe cu nume, atâta. Deocamdată. Vorbeam noi înainte de emisiune și îmi spuneați că unele echipe s-au grăbit așa un pic să aducă tot felul de fotbaliști care nu prea se pretează la Liga a doua, și dreptate aveți, pentru că ne uităm, de exemplu, la Petrolul sau la Universitatea Cluj, care se chinuie prin subsolul Ligii a doua. Păi cam așa e. Dacă e să vorbim de Petrolul și Universitatea Cluj, că cu ele ați început, Petrolul de vreo 2 ani se învârte în jurul aceiași jucători și ei nu performează. Totdeauna găsesc țapii spășitori, ori antrenorul, ori președintele, că vă aduceți aminte, înainte să înceapă campionatul, au avut niște probleme cu sponsorul principal. Cu finanțatorul, care, da. Da, finanțatorul, care ei voia să joace și în Liga 4 și în Liga 5, dar să nu se bage, să conducă ei. La Cluj, la fel. Niște jucători care au făcut față în divizia B, au promovat cu unii din divizia C în divizia B, nume care au fost și în divizia, dar acum, la promovare, lucrurile se schimbă. Avem inclusiv la Cluj, avem un om care a portat tricoul cu numărul 10 națională, și aici mă refer la Florescu. Da, așa e, a purtat. Chiar a fost trimite, a fost o dispută atunci. Și acum joacă tricou. Da, nu mai joacă tricou. Lumea, și oameni de fotbal, la un moment dat, se raliaseră în discuția asta, că de ce poartă un închizător? Așa cum juca Florescu atunci, numărul 10, ții minte, era... Da. În era Răzvan Lucescu se întâmpla chestia asta. Da, eu ce să spun acum, e cam la sfârșit de carieră, cred că Clujul ar trebui să orienteze în altă zonă și să facă altceva. Că la condițiile care le au acolo, și nu mai vorbim de suporteri, și tradiție, să mai vorim iar de tradiție, ar trebui să fie cu totul altceva. Nu vedeți că în ziua de astăzi, în general, la fotbal câștigă cine alergă mai mult. Cine alergă mai mult are o șansă în plus. Și chiar vorbeam înainte de începerea campionatului și cu cineva mai apropiat de clubul Gloria și spunea că Ilie Stan a făcut o pregătire extraordinară în vară, a alergat băieții și după primul meci cu Csíkszereda, nu? 1-0, da. Da, chiar mi-a zis, băi, s-a văzut pregătire fizică, alergă, să bat pentru orice meci. Cu toate că eu n-am fost la niciun meci,
promit că o să, cât de curând o să vin, atunci am zis, înseamnă că Gloria are o șansă. Are o șansă mare, atâta timp cât poți să alergi, ai o șansă. Din păcate, Gloria, eu am fost la câteva meciuri ale Gloria, am fost și la niște antrenamente. Am fost la un antrenament, a primit Ilie Stan la un antrenament desfășurat pe un teren mic, dar cu iarbă, undeva în afara Bosolului și se vede că se pune osul. Că, de, am văzut mai mulți antrenori la locul. Din păcate, Gloria nu poate promova din punct de vedere legal. Asta... A, nei, nu știu dacă... Dar nu, eu nu știu de ce nu poate promova. Nu știu motivul. Și vorbeam cu câțiva... Zice-se că n-ai voie să promovezi în Liga 1 dacă ești echipă a primăriei. Dar mă uitam la, de exemplu, la CSM. La handbal. Nu, dar uitați. Care echipa primăriei, clar. Și da, joacă în Liga 1 lejer. Dar voluntarii ai cu echipă. Acolo s-a transferat așa polul de putere către o organizație non-profit. Deși nu, e clar că se evoluează nu, echipa primăriei. Nu știu, poate... Nu știu dacă e pregătită Gloria pentru divizia la momentul ăsta. E bine să mai stai un an să vezi cum stau lucrurile, să-ți faci o evaluare a lucrurilor, dacă ești pregătit sau nu ești pregătit. E șocul mare atunci. Da, și atunci e mai rău decât promovarea devine o povară atunci. Nu știu, doar exemple din alte campionate. Au fost însă și echipe, țin pe un Kaiserslautern până în anii 90, promovaseră și au câștigat Bundesliga. Da, bine, cazurile astea sunt rarisime. Sunt rare, da. Și Derby County, până în anii 70, era antrenor cel care a câștigat cu Nottingham Forest, mai apoi în anii 80, două ligi ale campionilor. Păi, luați și pe Leicester, mai de curând acum. Da, da, da. Cu, și vedeți că... Jamie Vardy. Da. Unde credeți că vom termina sezonul ăsta? Am înțeles, n-ați fost la niciun meci, dar ați văzut așa la locuri și ați auzit despre ce se întâmplă la Gloria? Da, eu cred că termină în primele locuri. Cu toate că, eu știu ce să zic, totdeauna apar surprize. Dar atâta timp cât echipa e pregătită, eu cred că termină în primele locuri. Pe primele locuri. Uitați-vă la Turist, Turnul Măgurele. Am văzut meciul cu Rapid. 2-0. Păi da. Antrenor, un nume cunoscut din fotbalul român. Linkar, da. Linkar, Eric. Da. Se vede că ne... Știți cum e? Că întotdeauna atacanții nu sunt cei mai buni antrenori. A încercat și Viali să fie atacant și Gullit. Tot ăștia de pe un mijlocaș la închidere, un fundaș central. Da. Așa e, dar deocamdată nu i-a luat nimeni la ochi. I-a tratat ca o echipă nouă promovată. Acum, în momentul când ajungi în față, toți își mai și-au măsuri cu tine și lucrurile se pot schimba. Gloria era deja... Oricum e un campionat, eu zic că lupta cea mai mare se va da la retrogradare. Mă uitam, sunt echipe, Universitatea Cluj, de exemplu, este la retrogradare, are vreo 6 puncte, 5 puncte, nu mai știu, mai boli la retrogradare... Da. Ar fi mega păcat. Pandurii e la retrogradare, e penultima. Păi da, acolo, da, zic că va fi bătălie mare, mai mare la retrogradare decât la promovare. În orice caz, chiar azi dimineața mă uitam pe clasament, diferența nu e mare nici între echipele, între prima picată, cum se spune, și echipa de pe trei, da, adică sunt 10 puncte care se pot. Sunt 6-7 etape, ce să vorbim. Noi ne-am obișnuit în general cu echipele astea care promovează din C în B, apoi din B în Liga Națională, cum se spune, divizia, așa cum o știe microbistul de rând, își cam schimbă tot lotul. Că ăsta e obiceiul românesc, nu prea joci cu cei cu care ai promovat. Credeți că, de exemplu, la echipele astea mari, inclusiv la Gloria, care e considerată, ascultam și comentatorii de la Digi, le-a plăcut și lor ce au văzut, e considerată una, să zicem, o echipă cu buget solid, că vin sigur, banii de la primărie, o echipă cu jucători decenți și spuneau că va fi una dintre primele cinci. Credeți că dacă nu se întâmplă chestia asta până în iarnă, se va schimba așa lotul? Vor fi aduși și vor pleca jucători? Eu nu mai cred că se poate face mare lucru în iarnă, pentru că atâta timp cât ți-ai format un nucleu, dacă mai are posibilitatea să mai aducă ceva întăriri, e foarte bine, dar în mare eu cred că nu mai
Sunt modificări mari la nivel de lot. E și expresia folosită de italieni, mercato di riparazione. Da. Perioada de transfer din iară, de obicei aduci cam unde stai rău, dar nu prea mai sunt jucători pe piață. Da, că... nu mai găsești, eu știu, și dacă totuși lotul actual a avut o performanță bună, pentru ce să... Acum mai umbli la omogenizare, mai... Da. Mă uitam la Gloria cu Rapid, de exemplu, spuneți că n-ați văzut meciul, dar vă spun și puteți să mă credeți pe cuvânt, avem și imagine pe ecran, două dintre cele trei goluri primite de Gloria au fost pe greșeli personale clare. Adică, cel puțin ultimul gol al Rapidului, un băiat destul de talentat de la Rapid, Sefer, despre care chiar se vorbește că ar fi un super fotbalist de viitor, a dat gol dintre trei fundași ai Gloriei. Și singur, era și singur în care e un mic. Păi așa se întâmplă, când sunt mulți fundași și dă vina unul pe altul că îi face marcaș și de fapt nu face marcaș nimeni. Acesta este al doilea gol al Gloriei, un gol chiar foarte frumos. Păi uite și aici ce vezi, să spui, sunt doi fundași aici. S-a uitat la el, vă spuneam mai uite cum se uite, ia, cum se duce și se uite la el. Vali Muntanu, Dumitru pe numele lui, unul dintre cei, cel puțin, asta e părerea mea, unul dintre fotbaliștii speciali din Liga 2, un fotbalist la care îți fură ochii. Te încânt așa cu... Păi și acum Gloria la momentul ăsta câți jucători mai sunt din cei care au promovat? Nu prea mai sunt. Păi... Mai e francezul adus de la Auxerre, Konate, Musa Konate, dar nu joacă. Ce joc? Fundaș central. A, ăla negru ăla? Da. Fotbalistul de culoare. Apropo, chiar spunea Ilie Stan, declarat la o conferință de presă, că nu e mulțumit deloc de fotbaliștii din eșalonul 2, să zicem, cei care au făcut, care sunt de obicei în afara lotului. I-a încercat în meciul cu Metalul și s-a văzut ce a ieșit. Gloria n-a avut niciun șut pe poartă în 90 de minute. Trist. Trist dacă a fost așa. Da, 90 de minute. Eu ce să spun, eu în divizia ce am văzut, fac câteva meciuri și nu m-a impresionat fundașul la central. Destul de lent. Mai e și Chipirliu în lot la ora asta? Păi nici Chipirliu n-a rupt fața Chipirliu a avut sezonul ăla. Și în divizia ce ultimele meciuri a jucat. A fost mai decisiv, dar în rest nu mi s-a părut ceva deosebit așa, decât numele. Da, probabil că acum Ilie joacă cine alergă. Alergi, joci. Nu alergi, la revedere. Chiar foarte bine. Spuneați că în general câștigă echipele care alergă, s-au făcut niște, sunt de fapt, există niște programe care fac niște măsurători așa și... Franța, echipa care a câștigat ultimul mondial, a alergat lejer mai mult decât Croația, finalista, și de asemenea Liverpool este echipa care a alergat cel mai mult. Ăsta e golul 3 aici? Da, ăsta e golul... De 3-2? Nu știu. Lovitură liberă? Nu, ăla e al doilea gol, ne-a egalat ei, chiar după ce dăduserăm noi gol. Parcă trece prin zid mingea. Mi s-a părut că trece și prin portar. A fost o iluzie optică. Trebuie să spun că am văzut meciul până la 1-1, am plecat către serviciu și am văzut apoi rezumatul. Mie mi s-a părut că ăsta e golul 3. O dă Sefer din 3 fundași. Mai era un singur băiat în care... Că am noroc și Rapidul în câteva meciuri. Le-a trecut glonțul la cap la câteva meciuri. Am văzut câteva meciuri. Am văzut și eu. Da, nu joacă nici Rapidul. În 0-0 cu Farul, primul meci, că toată lumea cred că s-a făcut ăla record. Să pierdă. Nu m-a impresionat deloc. Am văzut și meciul în care au pierdut cu Academia Pandurii, sau cum se numește. Viitorul Pandurii. Și am văzut și meciul de la Turis, în care iar au Malo, băiatul care a fost la Dinamo. Și de Rapid. Dezastru. Nu e decât numele la momentul ăsta. Dar zice-se că Pancone lucrează bine ca antrenor. Păi, să vom vedea la sfârșit că... Cel puțin incursiunea băiatului cu numărul 14 a fost frumoasă. Da, s-a dus bine. Eu nu știu cum n-au strâns în fața porții acolo fundașii. Avem și lăsat culoarul ăla să centreze. Da. Și eu m-am gândit, am zis că e clar o greșeală personală, dar nu știm a cui, pentru că dintre trei fundași păi nu, rămâne să vedem cine marca. Acolo e greșeală colectivă.
primul rând că pe direcția de centrare n-a ieșit nimeni. Nu trebuia să ajungă, poate, în câți erau, câți fundași erau acolo, nu trebuia să ajungă mingea în fața porții. Ne și întrebam împreună cu colegii din presă, e greu să îi și motivezi pe jucătorii ăștia, pentru că și știu că Gloria, în mod legal, e, precedentul a fost stabilit anul trecut de FC Argeș, care n-a avut voie să promoveze. E și greu să-i motivezi ca antrenor. Bă, dar pentru ce jucăm? Obiectivul Gloriei a fost promovarea? A fost foarte declarat locurile obiectivul 1-6. Ăsta? Păi 1-6 e altceva, dar una e când vii și spui vreau să promovez cum vrea Petrolul, cum s-a declarat Petrolul, cum s-a declarat Universitatea Cluj, eu știu care mai... FC Argeș, văd că și Rapidul la fel spune. Gloria au spus la început locul 1-6 și... La Rapid, cel puțin, au lăsat o portiță înainte de începerea campionatului, când au spus că n-ar fi nicio tragedie dacă Rapidul n-ar promova anul ăsta, pentru că sunt foarte mulți jucători tineri. Și înțeleg că, vorba dumneavoastră, te lovești, când promovezi așa consecutiv, an de an, te lovești de când ajungi în divizia. Păi acum, iar vorbim, intri și impactul cu divizia care? Nu vedeți ce echipe sunt în divizia? Sunt echipe destul de apropo, bune. Apropo, dumneavoastră a jucat în cupele europene. Da. Care a fost impactul ăla când ați dat... Bine, era fotbalul românesc, era unul foarte bun în anii 70. Dar bănuiesc că era 80, un... 77, 76. Păi, impactul a fost foarte, foarte dur. Pentru că, jucând cu Boavista în Cupa Cupelor, primul meci la Galați, când au apărut pe teren, eram speriați așa, aveau niște unguente de-astea care le-au folosit masorii înainte la încălzire, luceau pe ei, aveau câțiva negri așa, când i-am văzut, noi învățați cu... Cu revulsinul. Cu revulsinul și mirosea, zic, da, ce e cu noi. Și vreau să spun că am pierdut cu 3-2. Am pierdut cu 3-2, am ratat și 11 metri atunci, dar diferența de valoare n-a fost niciodată în favoarea lor. Pregătire fizică, exista diferența asta sau de abordare a meciurilor? Nu, i-am dominat tot meciul, dar noi n-am fost pregătiți pentru impactul ăsta, contactul cu competiția. Că dacă se mai juca o dată meciul, să așa, îi scoteam... Pentru că și în retur ne-a furat, ne-a rupt, de-abia ne-a bătut cu 1-0. Și ocazie și parcă eram în România, așa era arbitru, atitudinea arbitrului. Dar de-aia spun că trebuie să fii pregătit și pentru impactul cu divizia A, divizia B, cupele europene. Trebuie să fii jucători, trebuie să fie pregătiți acolo. Degeaba... Ai rupt gura târgului în divizia și când dai de aia, uitați-vă la Hagi. Cum a dat de gentă, le-a dat 5-6. O echipă care... Care la noi, echipa lui Hagi, mie îmi place foarte mult cum joacă. Dar de alții care joacă la fel ca ai lui. Da. Luăm o pauză de publicitate și vorbim, apropo, vorbim și despre derbiul României, că așa o să-l numim de acum, derbiul României, CFR cu FCSB. Dinamo, din păcate, ai mei nici măcar în play-off nu mai ajung. Vorbim și de meciul de-aseară despre care aminteați cu Gazmeta Media și ne oprim un pic și la premiile FIFA. Messi, ca știre așa, dacă n-ați aflat încă o dată, l-a devansat în preferințele fanilor și a jurnaliștilor pe Cristiano Ronaldo. Vorbim și despre golul anului marcat de un român, o să-l vedem în câteva minute după publicitate.